Salutare, dragi prieteni pescari, și bine v-am găsit la un nou video. Iată că a trecut timpul mult așteptat. Am ajuns, din păcate, se poate observa la Dunăre. Tocmai ce am ajuns, cred că am 10 minute, doar am scos din mașină bagajele. Este ora 8, 27 iulie. Voi face o partidă de pescuit la metod feeder. Vreau să mă apuc repede până nu se întunecă să-mi fac și eu lansetele. Iar după care o să mai revin pe parcurs cu ceva actualizări. Ok, dragi prieteni, haideți să trecem să facem nada. În această partidă voi folosi varianta 3 arome, la care voi pune cam două mânuțe de Super Mix PL de 2 mm. Vă trecem la treabă pentru că vreau să pescuiesc, card de nerăbdare. Voi face o pungă întreagă pentru că sau ceva mai mult. Este suficient. Și poate pe parcurs o să mai adaug, dar o să văd cum răspunde peștele, puțin car magnet. Amestecăm bine. Punem apă. În altă ordine de idei, ce am găsit la locul de pescuit? E bine, oameni buni, dacă tot veniți la pescuit și pescuiți și faceți grătare și beți bere și toate cele, cred că nu este foarte greu să ducem înapoi și pungere. Locul este efectiv ca o groapă, ca o ghenă. Tocmai din acest motiv, nu o să mai dezvălui pe video locul unde mă duc, pentru că este păcat, ne bate în joc. Așa, în prag de seară, dragi prieteni, tocmai ce s-a întunecat, condițiile de pescuit nu sunt cele mai prielnice, cel puțin de moment au dat drumul la baraj și cam cu orice greutate lansat la apă, efectiv o cară de parcă nu ar fi deloc. Dar să sperăm că între timp poate închid și barajul și se poate pescui. Din câte am înțeles la vecinii de pescuit, s-a prins ceva pește, destul de frumos. Să sperăm că o să vină și la noi să poată să vă arăt pe cameră ceva capturi. Până atunci o să pregătim un mic grătărel, mai desfacem câte o berică, ne facem viața ușoară până peștele începe să apară. Între timp, dragii mei prieteni, prima captură și-a făcut apariția. Am reușit să iau un caras, o să-l pun la colecție pentru final, nu o să pot să filmez pentru că este foarte abrupt, o să vă arăt dimineața ceva cadre cu ceva cadre cu locul de pescuit, să văd cum reușesc să întind juvenicul, pentru că nu am de ce să-l agăț, dar improvizăm.
Bună dimineața, prieteni! Revenim cu un scurt update al partidei. După o noapte destul de rece, am capitulat, să spun așa, am intrat puțin la somn. Între timp când m-am trezit, am văzut că ceva nu este în regulă. Un ghitai crapul scos până aproape de mal, doar l-am văzut. S-a încurcat cu firul de alte lansete și l-am scăpat. Dar se pare că între timp a mai intrat un caras frumos. O să vă țin la curent, este destul de cald, dar vedem cum decurge partida. Chiar dacă nu este un pește la capăt, ne-a venit timpul pentru realimentare. Deja s-a făcut foarte cald afară. Da, este o mică frunzuliță de Dunăre. După rând de insistențe, un prim ciortănel de Dunăre. Dar voi insista, vreau să prind un crap cu murunaș în gură. Uite, un crap cu murunaș în gură. Încă un cărășel, destul de frumos. Se pare că vadul meu s-a activat, deci o să fac o partidă intensă. E bine, dragi prieteni, se pare că am reușit să resuscitez partida. Am avut o serie de câteva trăsături foarte frumoase, dar din păcate este prea mult soare și nu pot să țin camera cam cum aș vrea. O să aștept să se mai ducă soarele într-o parte, să pot să filmez și ceva acțiune. Dar a fost bine până acum. Cam la 3-4 minute am avut prezentare. Caraș foarte frumos, ce n-am reușit să surprind acum pe cameră, o să vi arăt la final. Condițiile meteo s-au schimbat puțin față de când am ajuns. Dacă ieri a fost răcoare și toată noaptea a fost foarte răcoroasă și a bătut vântul, acum este exact opusul, este foarte cald, câte se vede, am trecut la bluza de soare. Dar rămâneți alături să vedem ce se mai întâmplă pe parcurs. Am gătit poanțe de Dunăre.